Un polițist rutier din județul Mehedinți este cercetat după ce în schimbul unei sume de bani i-ar fi propus unei șoferițe că o ajută să-și rezolve problema juridică într-un dosar în care aceasta este acuzată de conducere sub influența drogurilor. Potrivit Serviciului Județean Anticorupție Mehedinți, în data de 18.01.2024, șoferița a fost testată de către un agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, birou rutier, cu aparatul drug test, după ce a condus un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu și a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, rezultatul fiind pozitiv la substanța cocaină. Drept urmare, conducătoarei auto i-au fost prelevate monstre biologice de sânge și de urină în vederea determinării în organism a prezenței substanțelor psihoactive. În continuare, pe rolul parchetului pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin, a constituit un dosar penal în care agentul de poliție a efectuat acte de urmărire penală, respectiv a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul să săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și efectuarea unei expertize medico-legale de către INML Mina Minovici în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive, informează sursa citată. Conform Serviciului Județean Anticorupție Mehedinți, după constituirea dosarului penal, agentul de poliție ar fi pretins suma de 1.500 de euro de la conducătoarea auto, spunându-i că îi va rezolva problema juridică și dându-i asigurări că are influența asupra persoanei abilitate în eliberarea buletinului de analize pentru a elibera un rezultat negativ în vederea clasării dosarului pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive. În cursul nopții de duminică spre luni, în jurul orei 1, agentul de poliție a fost prins în flagrant de către procurorul de caz și ofițerii din cadrul DGA CJA Mehedinți, după ce a primit suma de 1.500 de euro de la conducătoarea auto. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a dispus luni punerea în mișcare a sancțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore față de inculpat agent de poliție în cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, birou rutier, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită, relatează știrile ProTV.ro.